this famous last? But I ain't worried about it tonight. How long this famous last? Blow all this cash on my how long this famous. Hey, salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din carieră cu AS Roma. Param pam pam, AS Roma. Bun, deci avem aici un meci foarte interesant cu cei de la Lazio, un derby mai bine spus, un derby cu cei de la Lazio, o nebunie de meci va urma aici, hai să vedem, trecem direct la treabă, totuși facem aici mici schimbări că ea aici este cam epuizat, cam foarte epuizat și îl vom pune în locul lui pe Di Maria, așa, și în locul lui îl punem așa pe Iturbe. Așa, și zic eu că în rest totul pare chiar foarte bine, poate îl punem pe Rugani în locul lui Varan, că și el este puțin epuizat și da, hai să trecem la treabă. Bun, derby de derby aici, Roma vs Lazio, un meci foarte greu, un meci foarte interesant, totuși am și un jucător puțin cam epuizați, dar totuși un meci foarte fain. Wow, totuși ce transferuri, ce perioadă de transfer a fost aceasta și totuși a fost perioada de iarnă în care de obicei nu se prea fac transferuri așa de mari, dar ce-i drept, ne-a ajutat foarte mult vânzarea lui Iturbe, care totuși încă stau și mă gândesc, mi-a plăcut ei Iturbe, dar totuși parcă nu s-a acomodat așa de bine la Roma cum s-a acomodat la Everton și da, totuși pe final a început și el să joace, să dea gol și toate cele, dar uai mă bară, ceapa lui. Dar totuși când am zis faza aia, bă, hai mă, dacă chiar îl vreți, bă, scros, dați măcar atâția bani pe el, așa am zis la bășcă, bă, și nu m-am dă PSG-ul atâția bani pe el, apă e clar. Totuși, stau și mă gândesc, sper să fi fost un transfer bun acesta pentru Di Maria, dar eram chiar foarte curios. Cum e cu Di Maria, nici nu știu, m-am jucat nici în FIFA 15 și m-am jucat cu Di Maria, așa că am zis, bă, acum este momentul, hai să-l testăm pe Di Maria și să vedem cum joacă. Totodată, desigur, mai mult ca sigur, dacă nu, în sezonul viitor se va acomoda și mai bine și mai bine și va juca absolut genial. Dacă nu, hei, bă, dacă primim o ofertă bună pe Di Maria, bă, vorba aceea, orice jucător de vânzare la prețul corespunzător. Aici faultat în careu, excelent, reușim să scoatem un 11 metri aici și galben, oh, mă așteptam la roșu, dar asta este. Galben aici, un foul destul de dur asupra lui Iturbe. Aici cu Dumbia, suspansul este mare și șutăm și gol! Dumbia! Un gol frumos, Dumbia, minutul 17. Pe golul lui Dumbia aici am marcat, iar a rămas gură cască la această torpilă, să zicem așa, a lui Dumbia, care clar este golgetter, Dumbia golgetter în seria, Dumbia golgetterul nostru. Am zis eu, bă, aveți încredere, stați așa, nu luăm atacant și alte chestii, bă, să avem încredere în Dumbia, avem încredere în Dumbia și vedeți că a dat rezultate această încrederea mea în Dumbia, acum golgetter și toate cele, bă, la foioi. Și totuși, da, cum e FIFA 16, nu se mai simte așa de tare pace-ul lui, că dacă era la fel ca și în FIFA 15, ai de capul meu ce făceam eu cu Dumbia, dar totuși încă este un jucător foarte bun, merită, cel puțin aici la Roma s-a acomodat bine și văd că joacă superb, față de în realitate în care cei de la ăștia consideră că n-a fost un transfer bun și se gândesc să fie așa pe listă. Ei, la mulți youtuberi, am văzut mulți youtuberi străini că Dumbia a fost pus gen ca și un transfer nereușit pentru Roma. Na, asta este, na, așa e și cu Iturbe. Iturbe în joc este un zeu și după aceea în realitate, cum vă ziceam și eu în multe episoade, jocul este una, în real este alta, adică genul vezi în real că e jucătorul Xlescu incredibil de bun și stai, bă, ce șmecheri, ce buni, dar apoi în FIFA nu e la fel ca și în real și stai un pic, ai de cam, mă, de-ar fi asta ca și în real, adică un exemplu foarte cunoscut și clar este El Shaarawy și știu, mă doare când zic asta, dar vă zic exemplul acesta pentru că ăsta îl știu la perfecție, adică în joc știți bine, de câte ori mă jucam eu cu El Shaarawy și încă mă mai tă joc cu el, e best, e o bestie, e genial omul ăla. Dar când vine vorba de realitate, Când îl iau, bă, când îl vezi în realitate, nu-i bun. La Milan știți bine că n-a mai fost în formă de ceva timp. După aceea, desigur, acum a fost împrumutat, ca în roc împrumutat, nu m-am împrumutat și nu vândut, la cei de la Monaco. A fost vândut, ăsta împrumutat la Monaco. La Monaco a jucat 15 meciuri. Deci a jucat 15 meciuri și din alea 15 meciuri sau 14 meciuri sau 16 meciuri, mă rog, în zona aia, el nu a dat absolut niciun gol. Nici unul. Adică serios, chiar nici unul. 0, 0, absolut nada, niet, zilți, 0. Nimic. Și da, erau niște speculații, că v-am și cred că zis eu că bă, s-ar putea să-l cumpere ăștia de la Monaco pe El Shaarawy, dar pe final nu, că n-a dat niciun gol, săracul el este într-o formă tare ciudată, adică era un sezon când a fost un zeu la Milan și după aceea stă dus în jos, săracul, stă dus în jos și am cine știe. Dar, na, nu ne băgăm în de-astea că nu jucăm aici cu... Nu jucăm aici cu cei de la AC Milan, ci jucăm cu cei de la Roma, deci nu dăm așa multe actualități de Milan. Totuși, trebuie să recunosc un lucru, așa, tot stau și mă gândesc că, bă, ce m-aș transfera la Milan, m-aș transfera enorm de mult la Milan, adică vreau neapărat să manageriez și Milanul, să-l aduc și Milanul așa pe culmile gloriei, că, bă, deja am adus multe echipe pe culmile gloriei, adică chiar o grămadă. Și... na, ar fi și Milanul una pe listele alea, dar cred că va fi momentul fie în sezonul viitor, dar cred că n-ar strica să mai jucăm încă un sezon cu Roma, adică așa cred eu. Poate îmi puteți spune în comentarii mai jos ce părere aveți, mă, încă un sezon cu Roma sau na. Și după aceea, desigur, vreau neapărat să reactualizez și Milanul, adică am ajutat Evertonul, unde foi Evertonul, unde e acum Evertonul, AS Roma la fel, unde foi AS Roma, unde e acum AS Roma. Și urmează Milanul și după aceea vedem desigur și alte echipe care ne mai apar acolo pe listă. Și desigur, na, e și chestia cu Hagi, că cu Hagi suntem la AC Milan, apoi să nu fie pentru voi plictiseală același club și nu știu ce, dar cu Hagi la cât am observat că evoluăm și ne mere treaba, parcă și văd că îmi vine eu imediat o ofertă de aia de la Real Madrid sau Chelsea sau Manchester City și parcă văd că cu greu mă putea abține să nu accept acea ofertă. Deci, da, asta oricum rămâne așa ca și material de gândire pentru viitor. Și, da, puteți vă ziceți și opiniile voi în comentariile de mai jos. Oricum, acum hai să ne mai concentrăm asupra meciului, să mai dăm măcar un gol. Oh, ce fază aici! Am reușit un gol super cu Nainggolan, pe care am pus poziția de cam. Și ce mișcare genială din partea mea aici. Suntem din nou pasă lui Iturbe către Nainggolan. Nainggolan acolo, care frumos, pac, gol 2-0. Frumos, 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 frumos. Aici și un gol din acțiune. Nainggolan 2-0. Deja suntem mult mai relaxați. Foarte bine că reușim să câștigăm acest derby. O să ajută și la fain și la moral și toate cele și totodată acel cumul de puncte. Foarte, foarte la fix vine. Ok, ultimele minute aici. Hai să vedem. Minutul 90 cu extra timp și toate cele. Nu cred că mai reușim să facem niciun atac, nimic. Dar oricum câștigăm acest meci, câștigăm meciul versus rivalei noastre Lazio. O rivală, mă bucur că câștigăm acest meci, un meci foarte important și desigur îl câștigăm. Aoleu, gol. Ce dracu, am dat pe replay din greșeală. Așa, omul meciului Nainggolan, da, adică o juca bine, a creat pase, a creat momente și totodată și un gol. Și da, oricum hai să vedem aici ce mai evoluăm totodată ăștia doi jucători care am luat eu, care sunt regeneration-uri, că credeți-mă o să fie nebunie cu ei, numai că le mai trebuie să evolueze, și tot așa. Alex Telles ăla poate că o să-l schimbăm la anul dacă mai rămânem la Roma, mai mult ca sigur îl vom schimba pe Telles ăla, chiar dacă nu e rău, nu poți să zici că e rău. Nu prea îi de Roma acum, totuși e bun și toate cele, dar parcă aș face ceva diferit cu el. Oricum, avem aici semifinalele Cupei Team împotriva celor de la Napoli, un meci iarăși important că dă semifinalele și versus Napoli, o echipă care poate produce o grămadă de surprize și va fi un meci greu. Oricum îl punem acolo pe De Rossi, punem pe De Rossi acolo. Iar să vedem ce schimbare am mai putea. A, mă, că și reveni Florenții, mă. Ăla-i, mă, oricum la fix, că Chiriches nu tare mai era în formă. Sanabria văd că tot dubditui, tot lovitui, din păcate. Rugani acolo a jucat meciul ăla, Teles așa, hai că-l punem pe Rugani în locul Teles. Da, cât e cât mai, na. Adică, mă, câți jucători epuizați am aici, e ceva incredibil. Facem așa schimbarea, Strootman în locul Baseli, mânul ăla. Ai, mă, ce greșel fac. Bun, și de ce nu Verde în locul lui Gervinho? Punem pe Verde în locul lui Gervinho, hai să trecem la treabă, un meci greu, un meci important, trebuie să câștigăm acest meci. Bun, meciul semifinalei Cupei Team din Italia, desigur. Bun, aici versus Napoli, un meci... celelalte meciuri care le-am jucat versus Napoli au fost destul de grele și na, tot timpul cu surpriză. Wow! Ce gol, mă, minutul 1! Haide că... Di Maria! În sfârșit un gol cu Di Maria, un gol venit la tips aici, aia. Uite cât bă ce dribling! Uitați-vă bă ce dribling! Ai. Asta a fost foarte bine, deja ușor Di Maria o să înceapă să dea goluri. Dacă așa am spart gheața cu el, mai mult ca sigur ușor ar trebui să înceapă să dea gol, să fie o nebunie. Oricum super, dăm aici un gol surprinzător de repede, adică a avut aici un pace, deci a avut o viteză Di Maria aici, că cred că i-a lăsat pe tăți așa cu buza umflată și ceva genul, bă, ai văzut ceva pe aici, bă, ce dracu, bă, ce-o fă aia, ce-o fă ăla, ceva, o fă ceva, nu știu, ca o fantomă în alb. Nu, bă, o fă Di Maria. Bun. Hai să vedem câte goluri mai reușit să mai dăm aici. Dacă am pornit așa de tare direct din startul meciului, ar trebui să fie spre avantajul nostru. Numai chestia este că avem o grămadă de jucători epuizați. Am pus aici și rezerve, din cât se vede, chiar și pe Verde. Și da, mă, Di Maria, mă gândeam că se duce în mijloc. Și mă rog, eu am fost un ticuț cam ciunt cu Verde, că văd că n-are destul de skill și n-am dat-o cum trebuie. Hai să vedem din nou aici către Di Maria. Di Maria trece peste ăla care a încercat acolo să facă un sliding tackle. Aici frumos cu Di Maria. Pac. Facem așa niște scheme. Auci. Cred că o durut. Cred că o durut aia. Profităm de gafa lui Reina aici. Profităm de gafa imensă a lui Reina. Și din nou Di Maria înscrie aici al doilea său gol, incredibil, cum vă ziceam, omul ăsta o să fie pe val acum, că am spart gheața cu el, cu ăsta o să dăm o grămadă de goluri de-am încolo, dacă se și obișnuiește. Hai să revedem faza aici, gaful lui Reina, ca noroc că Di Maria încă a fost pe sistem, pe fază acolo, deci nu și-a pierdut concentrarea, a văzut portița aia și normal am profitat de ea, am dat încă un gol. Totuși a fost, după primul gol al lui Di Maria, cei de la Napoli au început din nou să joace foarte bine, câte se vede și posesia. A început să joace foarte bine și am stat puțin acolo pe gânduri că că ăștia deja ușor nu joacă rău, adică chiar încep să, na, să-și revină, fac eu, stai să vezi amu ce nebunie a fi. Dar se pare că am reușit să mai dăm un gol acolo, ce drept din gafa lui Reina, dar hei, golul e gol, nu? Deci un gol e un gol. Totuși jucătorii mei, ați văzut, destul de epuizați, l-am pus pe Gervinho acolo în locul lui Dumbia, că na, atacantul nostru de rezervă Sanabria îi accidentat, chiar e accidentat. Și na, am zis că ăla, genul lui Drogba, încă n-are destul skill cât să fie. Opa! Ai, mă, atât de aproape de un hat-trick, cum ziceam, de genul lui Drogba, încă n-are destul skill, încă n-are destulă putere încât să joace așa la meciuri de astea importante, adică cel puțin așa zic eu, măcar acolo un over de 70 și ceva să aibă, un 75, un 74, măcar 74, și atunci ușor o să-l punem pe el să joace, dar până atunci îl lăsăm acolo sau cine știe, poate dacă chiar suntem așa de disperați, poate îl voi testa așa un pic să văd cum joacă, cum e el, ca și regen, dar na. Vedem, rămâne de văzut. Hai să vedem aici Simone Verde cu un dribbling foarte bun aici către ea aici, dar blocat de către acel nigger Bă, ăla foarte, foarte bine jucat, apărătorul ăla de la Napoli. De multe ori m-a blocat și mi-a oprit anumite faze care chiar puteau fi importante, dar normal, cum a apărat tipul ăla, nu au mai fost importante. Și da, hai să vedem aici, totuși n-am mai reușit, așa să fac nimic, că oricum Napoli a avut un start foarte bun și încă joacă foarte bine aici în joc de când l-au transferat pe Pato. Culmea, a fost un transfer foarte reușit pentru el, pentru ei, dar pe final parcă, adică și mă știți bine că eu v-am zis, bă, că ce ciudă mică, vreau și eu să-l cumpăr și toate cele, dar pe final parcă nu mai la același nivel acest Pato cum a fost la început, adică cel puțin așa mi se pare mie că la început parcă era mai bun. Nu știu, poate mi se pare, poate greșesc, că mie unul mi se părea mult mai bun la început. Totuși am gândit, da, mai degrabă să-l punem pe bancă pe Di Maria, asta este, decât să riscăm o accidentare. Așa, am făcut schimbările necesare, am să ținem față atacul celor de la Napoli și desigur să trecem mai departe de această semifinală, să ajungem în finala Cupei Team și după aceea desigur numai nebunii și petreceri. Cred că e offside, nu? Da, offside. Mama lui de offside. Ok, ultimele minute acum iarăși. Ui, e capul meu, ce gol o dat aici Napoli. Wow, cu micuțul Insigne, mă. Cu micuțul Insigne reușesc ăștia să realizeze aici un gol cu capul, e incredibil, mă. Ai, dar aici a fost și gafă acolo, că apărătorul ăla, na. Nașpa treaba, ce chestie, mă, fix când am început eu să zic și vreau să zic că, bă, hai că încă le ține în față și toate cele, ia ce bine, le ține în față, dintr-o dată se trezesc ăștia și dau gol cu capul. A, ce, bă, ce timing au și ăștia de la Napoli, incredibil. Oricum, când vreau să zic că, bă, ce relaxant e, va fi un final relaxat, așa, stăm și noi liniștiți pe final, facem apărare și toate cele. Dintr-o dată ăștia au schimbat acel feeling și acum stau pe fază să că da, mai am ocazie acolo de gol. În felul următor, încât să stau sigur, că nu o să mai fie probleme. Aici Iturbe, gol! Ăla e Iturbe, gol, mă! Și am zis că mai vreau un gol, aici să stau liniștit, măcar cu două goluri în avans. Iturbe mă salvează aici și reușește să îmi scrie un gol. Un gol frumos, ușor, chill, ce contează golul, gol, aici așa frumos, te scăpa de la Reina din mâini. Și gol Iturbe, foarte bine, man. Două goluri Di Maria, un gol Iturbe, 3-1 scorul, un scor foarte, foarte bun, mai ales că noi suntem în deplasare și am jucat la Napoli, un scorul este absolut perfect, de fapt, așa, în deplasare. Și se termină meciul aici, un meci foarte interesant, un meci în care am crezut că ușor Napoli o să-și revină, totuși aici am început să spargem gheața cu Di Maria și de-am încolo cred că Di Maria așa s-a obișnuit și toate cele și acum va fi gen o bestie. De-abia aștept să văd următoarele meciuri. Oricum Napoli era cea pe locul 1, nu Juventus, am greșit. Și cum ziceam, bă, s-ar putea întâmpla aici o minune și să le luăm locul. Încă mai sunt șanse, mai ales la ce bine joacă Dumbia. Și da, oricum cam aici oprim acest video. Nu uitați like, subscribe și toate cele pentru, desigur, am o motivat să fac din ce în ce mai multe episoade. Din câte ați văzut, deja încep să uploadez mai mult, tot mai mult, că am observat că văd activitate din partea voastră, că e cum e vacanța asta sau ceva. Și da, haideți, cu cât mai multe vizualizări, like-uri și vizualizări, desigur, cu atât mai multe video-uri veți vedea. Și totodată mă ajutați foarte mult cu moralul. Ok, hai, ne auzim pe data viitoare. Nu uitați, numai bine vă doresc. Bye bye.